În acest weekend, comuna Bughea de Jos a fost locul unde s-a consumat cea de-a doua ediție a festivalului Gheorghe Dinică. Aflat la cea de-a doua ediție, anul acesta, la festival au participat copii de la școlile gimnaziale din Câmpul Lung și zona Mușcel. Desfășurat pe 7 secțiuni, evenimentul s-a bucurat de o prezență numeroasă, avându-i ca invitați pe artistul plastic și scenograful Bob Nicolescu și actorul și europarlamentarul Mircea Diaconu. Suntem onorați că astăzi suntem din nou gazdă a celei de-a doua ediție a festivalului Gheorghe Dinică. Este un festival concurs, un proiect educațional realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar General Argeș. Concursul se va desfășura pe 7 secțiuni. Sunt 3 secțiuni de recitare de poezii în limba română, limba engleză și limba franceză, monolog dramatic, o secțiune de teatru, o secțiune de dans și interpretare și altă secțiune, interpretare muzicală. Toate aceste secțiuni se desfășoară cu participare directă. Salut prezența foarte numeroasă a elevilor îndrumați de cadre didactice din tot județul Argeș. Festivalul a debutat cu recitaluri de poezie în cadrul concursului tematic. Cei prezenți au recitat din poeți români și universali în limba română, franceză și engleză. Pe scena Casei de Cultură din Bughea de Jos s-a dansat, s-a cântat și s-au interpretat piese de teatru. Copiii s-au ridicat la nivelul de interpretare al unor artiști. Cea de-a doua ediție a festivalului de teatru Gheorghe Dinică a reușit să atragă atenția publicului, căpătând astfel valoarea unui spectacol de masă. Câștigătorii la toate cele 7 secțiuni vor fi anunțați în această săptămână după ce juriul va delibera. Toți interpreții au primit diplome de participare.